Event San Transvent, Yuga Maftei. Cum s-a călără mea? Jug. Yuga e de jug. Juga Martehei. Tatăl meu pe front era tranzator. Adică traducea, traducea din maghiară în română, din germană în română, franceză. În 12, nu fosteam, fosteam în Bisel, 12 ani. El are, pe buletin normal, are 99 de ani. Da. Dar o zis că l-a făcut extractul din așa din Amaril. Adică după vreo 10 ani. Da, când a început să meargă la școală. În jurul fruntului. Și ați fost traducător, nu? Că mi-a spus că ați fost traducător, ați tradus. Eu ați am tradus fost. Din franceză, ați tradus în din Belgia, maghiară, în română. În Belgia am fost. Am făcut pașaport. Am fost cetățean liber. Iuga Matias. Iuga Matias, da, mă întrebi. Pa când le-a făcut la ea? Acum 3 săptămâni. Ce se face, mai mult? Grea viața bătrână, ai. Și e pensie de veteran de război, are de însă? Nimic, nu i-am putut face nimic. Nimic n-ați făcut? Nu. E la colectiv și are un pic. De la CAP 150.000. 150.000 de la CAP. Atât? Uh-huh. Și restul? Câte limbi? Da, pe română o cunosc că e maternă. Franceza o cunosc că s-a fost în Belgia, în Franța. Nu. Apoi rusește puțin. Da, ungurește. Ungurește aproape completă. În spate de a fi fum, zic, 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 n-am țin, aia de spate de artă, virtin, vuftin, zistin, nimic din actă, din actă, țvânțic. Da, ești păștun. Am bise, nix vol. Îi îngrijesc, îmi pare bine că trăiesc și pot să-i ajut să-i. Am înțeles că ia o pensie așa mai mică și se descurcă mai greu cu 150.000. Foarte greu să descurcă, că din 150.000 ce pot să faci, dar le dau eu, din muncesc eu și fac. Stați aici într-o zonă de deal, pe vârf de munte, cum vă descurcați? Destul de greu. Ne ajută Dumnezeu, trece cumva. Au revoir, la revedere. Sănătate bună! Sănătate, au revoir. Păi clar, au revoir. En français, au revoir.